salutăm de la cea de-a noua ediție a festivalului Iamania. Aici s-au adunat oameni setoși de tradiție și cultură din toate colțurile Republicii Moldova, dar și din diasporă. În ultimii ani, diaspora a devenit mai implicată și mai activă în demersul de exprimare a opiniilor sale. Avem precedente impunătoare de mobilizare și activism civic în comunitățile diasporei. Profitând de aceste circumstanțe, ne propunem să aflăm părerea moldovenilor de peste tot despre manifestările activismului civic. De la Chișinău. Sunt băștinașă, sunt de aici, din Hulecan, da. Ialoveni, Nimoreni. La Zaimca, Ușeni. De la Orhiei Vechi suntem veneți. În Cricova. Bujeni. Hâncești. Raionul Cimșlia. Suntem din localitatea Oxântea, Raionul Dubasari. Nu pot să vă... să mă exprim. Foarte frumos, adică adună lumea, adună cultura, adună tradițiile. Chiar e minunat, adică... Se vede că oamenii își doresc anumite lucruri și arată că își doresc asta. Eu cu politica nu mă ocup. La adunări, de pildă, la... Așa, la... Când se face consiliu, iarăși... Fiecare săteam poate să vii, să asiste la consiliu, să manifeste. La noi, de pildă, e cam slab. Sunt localități, cunosc localități unde unii, într-adevăr, sunt în diasporă oameni care dirijează cu aceste lucruri, dar la noi cam slăbuți. De obicei nu mă implic sincer în teme de genul dat, așa că nu vă pot da un răspuns, nu prea mă pricep, sincer. Diaspora are un rol important în democratizarea noastră pentru că, datorită lor, populația noastră chiar care se află în țară îi văd la rândul lor cum merg la vot într-un număr foarte mare și ne mobilizează și pe noi la rândul nostru să mergem și noi la vot. Foarte pozitiv. Pentru că și eu când am fost în Italia la alegeri, m-am la alegeri acolo, că așa trebuie să fac datorie de cetățean. Da, e important, dar totuși cred că ești de pe loc care mai mult înțeleg chestia care e aici, care îți duci, da, au și ei dreptul și normal că trebuie să ne susții și pe nouă țara noastră, viitorul, toate astea, dar tot aici de pe loc, cred că socot că mai mult înțeleg și sunt care situația și se vede care cum trebuie de făcut și cum trebuie de activat. Socot că știți cum acolo lucrurile altfel, viața, odihna, lucru cu totul altfel. La noi pe loc e altfel. Cât depinde de salarii, cât depinde de odihnă și de familie și de toate cele. Când am făcut și eu parte din diaspora, din 2000 până în 2003 am stat în Spania, am muncit și îmi pare bine că diaspora nu rămâne indiferent la tot ce se face aici în Moldova și poate undeva și ne arată un exemplu cum trebuie să fim activi în viața socială a Moldovei. Da, cu siguranță da, pentru că atâta timp cât ei încă mai fac parte din acest neam și această țară, indiferent unde au ei acum adresa de domiciliu, cred că este important ca să se colaboreze și ei la binestarea și deciziile importante care se fac la noi în țară. Și pot să răspund eu pentru alții, dacă eu de mine nu pot răspunde. Care s-au dus la moment după, mă rog, viața mai bună, asta nu putem să o considerăm diaspora. Diaspora, eu cred că este foarte importantă din motivul că are posibilitatea de a vedea cum e altă parte și apoi de a reveni în țară și de a ajuta țara să crească, să meargă pe drumul corect. Я думаю, что да, но потому что те люди, которые уезжают, они делают это не потому, что они не патриоты или Молдову не любят, это просто их выбор, потому что может там условия лучше, может работа, семьи, это уже их дела, но просто я считаю, что каждый молдаван имеет право на голос и свое мнение тоже на выборах везде, в принципе. Да, Сокотка есть important, потому что din care sunt diaspora, o parte s-au luat și copiii cu dânșii, dar o parte copiii sunt cu buniei și au părinți, au casele lor aici. Au construit case frumoase, le mai amenajează bine și
păcat că nu se implice și ei în problemele localităților. Când mă gândesc la oamenii din diasporă, în primul rând mă gândesc la oamenii care au plecat nu pentru că neapărat și-au dorit acest lucru. Am și eu rude și oameni apropiați acolo și îmi doresc mai mult să revină acasă. Sunt din nordul Portugaliei, zona Porto. Am emigrat de un an și ceva, dar anterior am mai avut experiență cu Suedia. Am vizitat foarte multe țări. Am trăit 15 ani în Moscova, în Federația Rusă, pe urmă am fost înlocuit în Italia, am fost în Olanda, în Germania, am vizitat România, m-am lucrat și pot face comparații. Sunt din Statele Unite și locuiesc în Orlando, Florida. În România, în București. În București. Am lucrat în Israel. Da, меня зовут Лена, мы живем в Америке уже 10 лет и приехали домой увидеть родных, увидеть семью. Evident, este obligația fiecăruia să se implice în societate, în activități, în evenimente, contribuind din vari motive și vari interese. Suntem așa, noi ne avem viața noastră, dar observăm și să facem politică. Și asta cred că e normal, trebuie să observi și să facem politică. Participarea voluntară la manifestări civice de suport în ideea a promova anumite idei care probabil nu sunt foarte, foarte standarde. Cred că super important, nu contează unde suntem, dar contează ce dorim pentru țara noastră. Și eu sunt la rândul meu studentă la București, acum. Îmi doresc să revin, dar în același timp sunt activă acolo. Adică eu cu ani am observat că mai mulți tineri și care vin părinții, care vin la tineri în diaspora, merg la vot. Înainte nu erau așa de organizat și acum și avem mai multe oficii unde putem să mergem și nu trebuie să conducem așa de mult. În trecut era că adică chiar dacă doreai, trebuia să iei să mergi cu avionul sau foarte multe ore. Acum sunt mai multe organizații și mulți vin. Adică sunt foarte implicați. Eu cred că toți care sunt plecați își doresc tot ce mai bun pentru Moldova și doresc ca să prin vot sau să-și exprime dorințele ca Moldova să fie mai prosperă și să aibă și un viitor mai bun pentru copiii lor, să vie și să viziteze, poate să trăiască aici dacă or mai dori. Păi eu cred că este foarte important, pentru că noi chiar dacă nu mai suntem acasă, oricum ne rămâne așa locul de acasă mereu în inimă și e necesar, mai în special pentru că cei dragi nouă sunt foarte mulți acasă și e necesar să-i susținem și să arătăm că nu mai sunt singuri, chiar dacă poate un pic în casă s-au mai eliberat un pic locurile, oricum noi suntem acolo. Da, dragii mei, e greu peste tot, dar acasă și pereții îți vorbesc și șoptesc cuvinte blânde. Acasă, numai acasă, te simți bine și te simți om cu drepturile tale. Ну, я заметила среди нашей молодежи очень много, среди нашей диаспоры. У нас большая диаспора в нескольких штатах, которые мы дружим между собой. Диаспора очень большая, и они очень активно во время любых перемен в Молдове. Они участвуют, они собираются, активизируются и голосуют. Я считаю, что это важно, потому что многие говорят, что вы уехали, ребята, и нам здесь жить. Нам решать не вам, потому что вы живете далеко, но я считаю, что это здесь живут наши родители, здесь живут наши друзья, остаются наши близкие, и это важно для нас быть в участии в нашей стране. Portughezii, în general, sunt o națiune foarte calmă. Ei cred că mai puțin protestează sau mai puțin își expun punctul de vedere, deși din perspectiva sau aspectele digitale, de exemplu, ei au reușit, de exemplu, să digitalizeze foarte multe servicii publice, să implice în diferite activități cetățenești.
anume chestia asta că noi moldovenii totdeauna am văzut ce face guvernarea. Dar rușii chiar avem uneori discuții așa mai aprinse, fiindcă eu le spuneam că ei erau foarte... Vreau să spuneau că chestiile astea are cine le rezolva, în afară de noi. Noi avem jobul nostru, avem treaba noastră, noi nu avem treabă cu guvernarea. Și când eu vedeam ce se întâmplă, erau, chiar a fost revoluția asta din a noastră, din astea, și eu mă revoltam, vreau acasă, vreau să rezolv, a fost alegeri, mă duceam în sat la alegeri în frig, în ploaie și, Doamne, tu ești nebun, cum poți tu să stai? Adică fac grevă, da? Grevă, da? Și așa se exprimă. Sau am mai observat că ca să faci o schimbare trebuie anumite semnături de la, de exemplu, ca să aplici la guvern sau la un avocat, trebuie să ai anumite semneri sau anumite persoane să semneze pentru tu ce tu dorești să fii schimbat. Și ei îmblă de la casă la casă și cer semnăturile de la cetățeni. În primul rând, ei simt că țara în care locuiesc aparțin lor și dacă cu ceva nu sunt de acord, n-au frică să demonstreze nemulțumirea sau părerea lor proprie. Și cred că sunt mai uniți decât moldoveni. Păi, în prima fază, din ce am observat, e toată lumea iese la protest pentru a-și arăta nemulțumirea și pentru a încerca să își manifeste în așa fel încât toată lumea să știe că nu sunt de acord sau nu au aceeași părere ca și guvernanții. Deci, când nu erau de acord, ieșeau la demonstrații. Dar își spuneau problema succint și totodată aprobau cu ceea ce nu erau de acord. Deci, dar manifestările, demonstrațiile erau la un nivel destul de organizat. Ну, я бы сказала, если честно, что в Америке люди очень отстаивают свою позицию, и если им что-то не нравится, то они скорее выскажут это и выскажут свое несогласие, если их что-то не устраивает, то есть они не боятся никогда. Хороший вопрос. Если честно, ну, сейчас у нас тоже не самая простая ситуация, наверное, как и во всем мире, в Америке, но высказываемся в социальные сети, посты, как и вся молодежь сейчас, наверное. То есть это через соцсети, через интернет. Самое большее это вот так вот. Фестивалul ăsta e organizat după modelul celor canadieni. De la intrare, cu parcările și cu toate indicatoarele, până la... Deci, să profităm de ceea ce avem, să nu mai insistăm, să spunem că noi nu avem nimic, suntem cei mai săraci, avem de toate. Cum trebuie să valorizăm ceea ce avem. Cu siguranță, activismul civic este esențial pentru o societate dezvoltată. Nu contează locul în care vă aflați, nu contează cetățenia suplimentară pe care o aveți. Continuați să fiți implicați activ în comunitățile din care faceți parte.